La 8 ani, Florin Pârvu își începea cariera de jucător la Petrolul. Vă spunem acum povestea antrenorului, surpriza al începutului de sezon. Sunteți fericit că antrenați Petrolul? Da, pot să spun că sigur că da, nici nu trebuie să mă gândesc la întrebarea asta. Este un vis devenit realitate și nu trebuie să mă ascund de acest lucru. Sunt în curtea asta aici, mă uit, schimba stadionul, dar la tribuna a doua acolo era un teren de zgură pe care eu am fost selecționat de Noni Lindeberg. Am crescut cu Petrolul, știu ce înseamnă Petrolul, nu are cum să nu fiu fericit, pentru că în acest moment sunt în postura asta. Ploieștean din tată în fiu, actualul antrenor al petroliștilor este poate surpriza începutului de sezon din Superligă, după ce a bătut Farul și Rapidul. Florin Pârvu a început să bată mingea pe terenuri de bitum sau zgură și a debutat la echipa mare chiar când Petrolul câștiga Cupa, în 1995. După aproape 30 de ani, o viață pe care a petrecut-o în China, Cuveit, Ucraina sau Cipru, Pârvu a simțit atracția Ploieștiului. A simțit chemarea de a veni acasă. Și a făcut-o cu inima deschisă, chiar dacă echipa sa de suflet nu era în cel mai bun moment. Și, așa cum spune chiar el, trăiește un vis. Un vis în galben-albastru, în care viața nu e deloc ușoară. Pretențiile la Ploiești sunt mari, chiar dacă echipa nu e una de podium în Superligă. Numai departe de acum o lună, fanii îi cereau demisia omului care scrisese istorie în tricoul găzarilor, din cauza rezultatelor mai slabe din startul sezonului. Suntem la Ploiești, un oraș care freamăt așa și iubește foarte mult echipa. Oamenii nu au răbdare, dar eu spun că după primele două etape în care cred puteam lua cele 6 puncte, doar ghinion a făcut să nu marcăm acele penaltiuri. Am legat trei rezultate pozitive, 3 victorii. Iar situația s-a îndreptat și este în regulă acum. Am rămas fidel principiilor pentru că eu știu ce s-a lucrat la echipă, știm ce s-a lucrat în presezon. Am lucrat foarte, foarte din greu, pot spune, cu o intensitate foarte mare și aceste lucruri m-au făcut să rămân fidel principiilor noastre. Nu am schimbat nimic, chiar după cele 2 etape. În doar 3 etape, Petrolul a revenit, obținând 3 victorii spectaculoase, cu Farul, Rapid și FCU Craiova. După 6 etape, formația lui Pârvu are cel mai bun atac din Superliga, cu 11 goluri marcate. Spectacolul e la el acasă pe Ilie Oană, așa cum s-a văzut și în meciul cu FCU Craiova, al 2-lea din acest sezon cu 7 goluri. O victorie fantastică, spectaculoasă pe sufletul petroliștilor cu 4-3. Pârvu a revenit după mult timp la Petrolul, acolo unde îmbrăcase tricoul la mijlocul anilor 90, dar și în anii 2000. A revenit cu inima deschisă, cu sufletul împăcat, un comeback după ani de zile, în care a fost departe de casă, în China. O perioadă destul de lungată. Clar, stadionul pot spune că este marea schimbare, pentru că vedeți dumneavoastră, suntem pe o arenă, pe care, eu știu, atmosfera este una incendiară, făcută de suporterii noștri. Mă bucur că ei au venit în număr foarte mare la toate meciurile pe care noi le-am disputat acasă. Cum a ajuns însă Pârvu în China, ne spune chiar antrenorul care a făcut acest pas prima dată în 1997 ca jucător, alături de alți 2 fotbaliști, Pogonski și Dumitrașcu de la Chindia Târgoviște. Actualul tehnician al petroliștilor avea atunci doar 22 de ani. Suntem primii români care am deschis calea asta spre campionatul din China. O experiență senzațională în acel moment, credeți-mă. Eram și la 22 de ani, deja lucrurile pentru mine erau la început, din toate punctele de vedere. O experiență foarte bună, m-am întors în România și am revenit la Petrolul. Mă bucur foarte mult pentru că am făcut-o bine și am fost selecționat și la echipa națională. O experiență foarte, foarte bună pentru mine, pentru că, vă dați seama, am schimbat nu numai țara, am schimbat continentul. China în acea perioadă era așa într-o transformare și este într-o transformare continuă și din punct de vedere al fotbalului și mai ales al economiei, pot spune, pentru că din 1997, de când am fost eu prima dată acolo, vorbind acum de anii 2020, este o schimbare senzațională. China nu mai este ce era în 1997, clar. Vorbim de a 2-a putere mondială. Principala problemă a fost însă pentru un tânăr de 22 de ani care nu plecase încă din România și care nu vorbea nicio limbă străină, distanța față de casă. Imaginează-ți o lume în care smartphone-urile nu existau, convorbirile telefonice erau taxate la impuls, iar costul lor era astronomic. Atunci asta a fost o mare problemă pentru mine, mai ales atunci pentru că vorbeam o dată pe săptămână cu familia mea. Destul de greu să nu ai comunicarea care este în ziua de astăzi, dar eu zic că sacrificiul pe care eu l-am făcut atunci și eu știu, m-a ajutat în tot ce a însemnat toată cariera mea. Chestia de cultură, dacă putem spune așa, acomodarea cu stilul de viață. Ei sunt total diferiți, nu afară că este diferența de fus orar de 5-6 ore, deși diferența mare de tot de cultură, e vorba și de mâncare, de exemplu. Sunt total diferiți față de noi. Din fericire pentru mine, m-am adaptat foarte bine și chiar pot spune că sunt un fan al mâncării chinezești acum. Mâncarea chinezească, acolo în China este mâncare chinezească, aici în România când ne întoarcem aici și mâncăm mâncare chinezească e cu totul altceva, este total diferit. Dar mijlocașul a făcut o impresie excelentă și a rămas în relații bune cu clubul Hanan Jianye, acolo unde a și jucat în două sezoane, între 1997 și 1998, dar și în 2004. Iar după două momente în care a fost secund la Petrolul, în 2014 și 2015, Henan l-a chemat, fiind cooptat în staful tehnic, acolo unde a lucrat alături de antrenori spanioli, care i-au marcat cariera. O experiență și fotbalistică bună, pentru că, mai ales acum, în ultima perioadă, eu am lucrat ca antrenor acolo. În ultimii 5 ani am avut șansa să lucrez la clubul acesta, la Henan, unde am și jucat, alături de un staff foarte bun din Spania. Și aici, eu zic că influența asta m-a ajutat foarte mult. În prima ligă din China au fost antrenori care, credem, au câștigat campionate mondiale. Vorbim aici de Scolari, vorbim de antrenori foarte buni, de Pellegrini, vorbim de Rafa Benitez, vorbim de Villas Boas, vorbim de Canavaro. Au fost în prima ligă din China ca antrenori, alături de ei pot spune o serie de jucători foarte importanți. Mă uit acum și parcă în oglindă așa se întâmplă ce s-a întâmplat în China, se întâmplă în Arabia. Tot această apropiere de fotbalul spaniol, pe care Pârvul numește drept model, l-a adus la Ploiești și pe Carlos Menendez, fostul preparator fizic de la Atletico Madrid, responsabil și el de succesul ploieștenilor. Alături de mine, din sezonul acesta, am reușit să aducem un preparator fizic din Spania. Este un preparator fizic pe care eu l-am dorit foarte mult, ne ajută foarte mult. A avut o experiență foarte, foarte bună, îndelungată, pot spune, la Atletico Madrid, alături de Simeone. Și mă bucur că a acceptat să vină alături de mine în această perioadă aici la Petrol. Grație experienței pe care a avut-o pe tot globul, Pârvu a cam văzut totul în fotbal și știe că la Petrolul răbdarea e adusă doar de rezultate. În lipsa acestora, dispare. Însă pentru omul trecut prin toate, din China până în Ucraina, visul continuă. Dacă vorbim din punct de vedere al fanilor, al suporterilor, ce înseamnă tradiția echipei Petrolul Ploiești, Petrolul trebuie să-și propună tot timpul obiective mari, din punctul meu de vedere. Trebuie să rămânem echilibrați. Suntem în al doilea nostru an de prima ligă. Obiectivul nostru este de a câștiga fiecare meci, de a ne clasa pe un loc mai bun decât am fost sezonul trecut, asta este clar. Avem un obiectiv, Cupa României. Trebuie să avem răbdare, pentru că suntem într-o perioadă de tranziție încă. Petrolul trebuie să aibă răbdare, trebuie să facem pașii corecți. Pașii trebuie să făcuți corecți, indiferent că sunt făcuți cu mine sau fără mine. Strategia este una corectă din punctul meu de vedere în momentul ăsta, pentru că nu se pune o mare presiune pe echipă.